Handbalistele lui Dăbuleanu s-au deplasat astăzi la Râmnicu Vâlcea, unde au programat un amical în compania echipei Energetic. Antrenorul Slătinan este convins că acest joc va fi un test foarte util și speră doar să nu existe accidentări. Probabil o să facem mai multe reprize și scorul nu va fi important cât evoluția până la urmă individuală a fiecărei jucătoare, având în vedere că fiind 18 sau 19 jucătoare, va trebui să decid asupra celor 15 jucătoare care vor face deplasarea la turneul semifinal. Obiectivul principal al turneului semifinal nu este unul de performanță. Dăbuleanu își dorește să construiască o echipă competitivă, iar la sfârșitul junioratului 4-5 fete să facă pasul spre Liga Națională. Pot să menționez că una dintre fete chiar în acest moment este la lotul național de cadete de la Iași. Și sper eu că alături de ea o să mai apară cel puțin una, două fete. Jucătoarea care a fost convocată la lotul național, Matei Alina, spune o jucătoare care, având în vedere că face doar de 2 ani în handbal, a avut un salt bun. Antrenorul de la LPS Slatina își dorește să mai aducă în lot încă 3 jucătoare pentru a întări linia de 9 metri.